Salut! Eu sunt Andrei, asta e bucătăria Lidl. Ea e Cori. Ești instructor de ce? Sunt, predau pilates, predau programe de antrenament cu greutatea corpului, sunt nutriționist și în general ajut oamenii să aibă deci un stil de viață sănătos. Aia care ne spune nouă să mâncăm sănătos. Somon și facem risotto cu fenicul și ceapă și lămâie. Ceapa mea tai mărunt, te rog frumos. Eu tai feniculul nu foarte mărunt, da? E important să fie bucăți care să se simtă totuși în textură. Acesta e uleiul. Punem și noi cu măsură, adică folosim o lingură pentru asta. Ok. Da? Uite. Atât, Doamne Dumnezeule! Două linguri, hai! Două linguri? Cam așa. Gata. Bine. Și în aceste două linguri îl lăsăm un pic să se încingă. Punem feniculul să se rumenească puțin. Ok. Și dăm ceapa. Stai, feniculul! Facem exerciții fizice. Păi ești la pilates aici, na. La pilates facem alte lucruri. E un fel de fitness ce fac și aici, nu? Gata. Ai grijă că se taie. Știu, am văzut. Și îmi trebuie... Îmi dai tu o spatulă de amestecat? Ta-ra! Jedi! Uite, vino să te arăt. Deci acum, practic, rumenesc foarte puțin ceapa și feniculul, la temperatură scăzută. Ok. Uite, zi-mi ce fac. Te ajut în acum, paralel cu ceva? Uite, te ții de asta. Ok. Punem, pregătim zeama de pui. Aici am zeama de pui. Ok. Da? Și punem un pic orezul. Băi, n-ar fi trebuit să-l punem întâi la muiat orezul? Orezul nu, dar a fost spălat înainte. Ok. Da? Îl tragem și pe el puțin la tigaie, așa puțin. Deci un pilaf. Puțin. E un pilaf, da. Un pilaf cu ceapă și... Și fenicul, e un fenicul. Pilaf cu fenicul. Ok. Uite, place conceptul tu ăsta poți de asta aici. Deci tu stai și păzești aici. Ok. Și din când în când, dar mai nu te las. Mai din asta. Deci nu o să te las pe tine să faci asta, mai punem cât un pic de unt, așa, ca să-i dăm și un pic de gust de unt. Asta o să dureze și trebuie să-l lăsăm, trebuie să-l păzim, practic, o perioadă mai de timp. Pun? Mai pune, mai pune. Pune un praf de sare, nu mult, așa. Un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, pac, gata. Un pic, un pic, un pic, un pic, pac, gata. Și-l lăsăm deoparte. Punem vinul. Așa. Da, adăugăm vinul și lăsăm să fie. Vinul trebuie să fie de vreun fel sau vin vinul alb trebuie sec? Să fie vin alb sec. Oarecare... Pe care l-am bea în mod normal la pește. Și la... mai punem asta un pic de unt. E foarte bine. Poți să pun ulei de aici, da? Păzește orezul. Adică... Acum, da, am pus niște... căței de usturoi și niște cuișoare. Ești invitata mea, lasă-mă punem să... peștele, punem peștele, usurzi în jos. Ai pus cuișoare? Da. La pește? Un pic. Bravo! Deci, punem puțină sare. Uite! Să nu fie foarte bine făcut, da? Îl lași bine să se prăjească pe partea cu crustă, îl întorci, îl mai lași un minut și l-ai scos din tigaie. Punem un pic de parmezan sau cașcaval. Uite așa. Ulei de măsline. Muștariu se trebuie să fie. Asta este cel mai bun acompaniament, cel mai bun sos posibil pentru orice fel de salată verde cu frunze multe. Frunzele de salată, amestecăm. Hai să punem un pic de zeamă de portocală. Dacă prăjești chiliul, e mult mai aromat și cu un pic de usturoi ca să facem montajul. Punem așa din aproape în aproape, ca să nici nu murdărim farfuria. N-ar trebui să o ungem întâi cu ulei? Pe dinăuntru? Da, da, știi chestia aia, m-am zis că facem mai dietetic, mai... Ah, ok. Punem... Îți trebuie asta e o combinație. Am pus pătrunjel, am pus da, uite, punem varză așa. De asta sau cimbru, am pus. Punem așa aici. Stai să ne gândim că trebuie, știi cum e. Știu, cu știu, emisiunile știu. Astea culinare, domne, nu mai poate omul să mai facă nu știu cum farfuriile, că nu mai poate, să că trebuie să arate, nu la știu cum să stea mâța în fund, la nu știu ce la la la. La. Okay. Uite, punem așa niște frunze artistice de salată. Peste ele vrei să trebuie să arunci. Nu, stai puțin, stai pe că lângă, după aia. O să facem. Aia e jobul tău, că nu mă pricep. Mulțumesc. Ca să nu rămână pielea în farfurie. Așa. Peste salată? Peste salată. Și punem acum, facem așa o treabă. Ok. Deci acesta este somonul cu risotto.
mâncare sănătoasă. Deci e o variantă pe care o poți folosi foarte ușor după o perioadă alimentară îngreunată de preparate cu multă carne, de multe excese și petreceri. Exact. Mulțumesc, Corina. Mersi.